cuvânt, vă chem să deschidem Biblia în această după masă. În Evanghelia pe care o scrie Luca și pasajul biblic pe care îl avem înaintea noastră în această seară, surprinde una dintre multele minuni pe care le-a făcut Domnul Isus Hristos când era pe pământ. De fiecare dată când citesc minunile pe care Domnul Isus Hristos le-a făcut pe pământ, pentru mine sunt un argument puternic în fața celor care vin și spun că doar o dinioară Dumnezeu a făcut minuni și astăzi Domnul nu mai face minuni. Ceea ce vreau să spun aici, în această seară, este că avem un Dumnezeu care a făcut, care face și care va face și la timpul viitor minuni. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu! Și una dintre minunile pe care le vezi și dumneata în această seară, pe care le vedem cu toții este că suntem în casa lui Dumnezeu. Asta e minune. Nu suntem la reanimare, nu suntem intubați, nu suntem pe un pat de spital, suntem în casa lui Dumnezeu și asta pentru noi este minune. Slăvit să fie Domnul! Haideți să vedem ce ne spune cuvântul Domnului. Luca, capitolul 8, este vorba despre Învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei cu scurgere de sânge. Citim cuvântul Domnului, de la versetul 40 până la versetul 56, Luca, capitolul 8, pagina scripturii 998. La întoarcere, Isus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și îl așteptăm și noi în această seară. Și rugăm să vină să se atingă de noi. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus și l-a rugat să vină până la el acasă. Pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Isus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea și cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Isus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Și Isus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți stăgăduiau Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, Noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi cine s-a atins de mine? Dar Isus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit o putere din mine. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a, pus în fața întregului, și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, Îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el, încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, Fica ta din ori a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, Nu te teme! Și acest nu te teme este și pentru mine și pentru tine în această seară. Nu te teme! crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și pe tatăl și pe mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el că știau că murise, dar el... După ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, Fetițo, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Isus a poruncit să-i dea să mănânce. Și ultimul verset? Părinții ei au rămas uimiți. Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce le Amin! Vă invit să vă reașezați. Câtă vreme Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, El i-a iubit pe oameni. El a iubit și pe oamenii aceia pe care noi nu i-am fi putut iubi vreodată. Pe vameși, pe prostituate, pe cei din pătura cea mai de jos a societății pe aceea despre care noi am spune că nu merită să fie iubiți. Și pentru că Domnul Iisus Hristos i-a iubit pe toți oamenii, a umblat prin cetățile lor, a umblat prin orașele lor, a mers pe ulițele lor, a intrat în casele lor și adeseori, le-a vindecat bolnavii. Adeseori a făcut eliberări de demoni. Adeseori le-a predicat cuvântul cum nu mai predicat nimeni niciodată până atunci și nici de atunci încoace. A înmulțit pâinile în pustie. A vindecat leproșii și chiar s-a atins de ei. A înviat din morți minuni nemaipomenite. pomenite. Și a făcut toate acestea pentru că i-a iubit pe oameni. Și oamenii, pentru că Domnul i-a vindecat, pentru că Domnul i-a săturat, pentru că Domnul a făcut minuni în mijlocul lor, oamenii, spune cuvântul lui Dumnezeu Luca în versetul 40, ca la întoarcerea lui, a fost primit cu bucurie de mulțime și toți îl așteptau. A fost primit cu bucurie de mulțime că toți îl așteptau. Mulțime mare de oameni care s-au uitat la Domnul cu bucurie. Mulțime mare de oameni care îl așteptau pe Isus. Din mulțimea aceea mare de oameni făceau parte oameni care n-au putut să umble și Hristos i-a vindecat. Din mulțimea aceea mare de oameni făceau parte oameni care au avut mâinile uscate, n-au putut să lucreze cu ele și Hristos Domnul s-a atins de mâinile lor. Din mulțimea aceea mare de oameni făceau parte oameni care au avut ochi și n-au văzut cu ochii lor, dar s-a atins Hristos Domnul de ochii lor și au început să vadă. Din mulțimea aceea mare de oameni făceau parte oameni care n-au putut să vorbească cu gura lor. Hristos a atins de gura lor și a început să vorbească. Din mulțimea aceea mare de oameni făceau parte oameni care au avut urechi și n-au putut să audă cu urechile lor. Dar s-a atins Domnul de urechile lor și a vindecat și au început să audă. Mulțime mare de oameni care îl așteptau pe Domnul cu bucurie. Care l-au primit pe Domnul cu bucurie. Și atunci când Domnul îți face bine, când Domnul te vindecă, când Domnul îți desfundă urechea, când Domnul îți vindecă ochiul, când Domnul face minune în casa ta, îți vindecă copilul sau copila, când te satură în pusie, când potolește furtuna, nu e așa, e ușor să-l aștepți cu bucurie. Însă erau acolo oameni în mulțimea aceea mare, în mulțimea aceea mare, care l-așteptau și ei pe Domnul, dar nu cu bucurie. Cei mai mulți, probabil, că l-așteptau pe Iisus cu bucurie. Însă în mulțimea aceea mare de oameni care era adunată pe țărmul Galilei, după ce Domnul Iisus Hristos se întorsese din Ținutul Gadarei, erau și oameni care l-așteptau cu tristețe pe Iisus. Erau oameni cu inima frântă, oameni cu vise năruite, cu așteptări care păreau că nu se vor mai împlini niciodată, cu familiile în fața unui viitor sumbru, cu probleme și cu necazuri, cu apăsări și cu frământări, cu răspunsuri la care, cu întrebări la care căutau răspunsuri de multă vreme. Oameni care nu s-au putut bucura, oameni care n-au putut să-L aștepte pe Domnul cu elan, cu entuziasm și cu uh, uh, bucurie. Și dintre oamenii aceștia, Luca ne dă un nome. Ier. Iair. Iair. Despre Iair spune cuvântul lui Dumnezeu că era fruntaș al sinagogii. Cu alte cuvinte, era omul responsabil de închinarea în sinagogă. Locul în care se închinau atunci evreii. Iar ieri fruntașul sinagogii era omul care la sinagogă avea responsabilitatea să stea înaintea poporului și să predice cuvântul lui Dumnezeu. Să spună din cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeu oamenilor. Să spună despre un Dumnezeu care iartă păcatele, să spună despre un Dumnezeu care vindecă bolile, să predice despre un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, să predice despre un Dumnezeu care vine în ajutorul celui amărât, celui singur și celui împovărat. Nu știu cât a predicat ea ieri în sinagogă. Și cum era fruntașul sinagogii, probabil că nu odată au venit oameni la el cu probleme. Așa cum facem noi astăzi, venim la slujitorii Domnului, la Păstor, venim cu problemele noastre, fiecare dintre noi, venim cu întrebările noastre. Poate au venit familii tinere să fie îndrumate de către ieri. Poate au venit mame care s-au simțit în impas și neputință în ceea ce înseamnă educația în familie. Poate au venit la Iaier oameni care să-l întrebe despre Dumnezeu și despre lucrările lui Dumnezeu. Și acum gândiți-vă la Iaier. ieri. Întotdeauna a trebuit să aibă un răspuns potrivit pentru oameni. Întotdeauna a trebuit să aibă un răspuns potrivit pentru cei care veneau și le întrebau. Și îl vedem pe Iaier, Că de data aceasta. Are el o problemă. Sunt oameni care au reușit să aducă la Isus pe cei dragi ai lor. Sunt oameni care au reușit să aducă la Isus prietenii și cunoscuții. Iair nu poate să facă asta. Are inima tristă, are inima mâhnită, deși este fruntaș al sinagogii, Iair are o mare problemă. Fata lui, care avea aproape 12 ani, spune Cuvântul lui Dumnezeu, era aproape pe moarte. Și când citim Cuvântul lui Dumnezeu, ce e și mai, și mai trist parcă în toată scena aceasta, în tot acest tablou, este că ea ieri nici măcar nu poate să o ducă pe fata lui la Isus. În Luca capitolul 5 o să vedeți cei patru oameni care au avut un prieten slăbănog ăștia au reușit să-l ducă pe slăbănog la Isus. Deși e fruntaș al sinagogii, deși e lider în vremea aceea, Iair nu poate să o ducă pe fata lui la Isus. Dar nu se dă bătut. Iair are o credință care îl face pe Isus să intre în casa lui. Iaier are o credință care îl face pe Isus să intre în casa lui. Mesajul pe care Domnul mi l-a pus în inimă pentru această seară, poartă titlul acesta: credința care-l aduce pe Isus la mine acasă și credința care-l aduce pe Isus la tine acasă. A să ne uităm la această credință în această seară. O astfel de credință a avut iaier o credință care l-a dus pe Isus la el acasă. Frații mei, surorile mele, dragi tineri, avem nevoie de Isus în casele noastre. Avem nevoie de Isus în viețile noastre. Avem nevoie de Isus în bisericile noastre. Avem nevoie de Isus la locul nostru de muncă. Avem nevoie de Isus în școlile noastre și în grădinițele noastre. Avem nevoie de Isus. În această seară aș vrea să vă predic despre un om a cărui credință l-a dus pe Iisus la el acasă. Poate sunt persoane aici în această seară care au tot vorbit în familia lor despre faptul că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Și parcă ca nuca de perete nu s-a întâmplat nimic. E bine, vreau să spun în această seară că prin credință noi putem să-l ducem pe Hristos în casele noastre. Prin credință, putem să-l ducem pe Hristos acolo unde muncim și unde trăim, în școlile noastre. Și o să ne uităm la credința aceasta a lui Iair și o să vedem ce presupune această credință care a reușit să-l ducă pe Isus la El acasă. În primul rând, dragii mei, primul lucru pe care îl învățăm în această seară este că. Credința care îl duce pe Isus la mine acasă, în primul rând, implică rugăciune. Mai repet, credința care îl duce pe Isus la mine acasă și la tine acasă, în primul rând, implică rugăciune. Versetul 41 spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. Și el s-a aruncat la picioarele lui Isus și l-a rugat să vină până la el acasă. O rugăciune care iese din tipare. Nu e o rugăciune nici lungă, dar nu e nici o rugăciune scurtă. În primul rând rugăciunea aceasta a lui Iair este o rugăciune care iese din tipare. Este o rugăciune care iese din obișnuință, din cotidian, din comun. Dragii mei, lăsați-mă să spun în această seară, fără să greșesc, avem rugăciuni cu care ne-am obișnuit. Uneori am devenit atât de mecanici în rugăciunile noastre. Am devenit atât de șablonați în rugăciunile noastre. Și parcă înainte să ne rugăm, știm mai, de, mai de înainte cum va decurge rugăciunea. Uitați-vă în versetul 41. Uitați-vă cum se roagă ieri, spune Cuvântul lui Dumnezeu că s-a aruncat la picioarele lui Isus. E o rugăciune profundă. Este o rugăciune profundă. Pe ieri nu-l mai interesează cine îl vede. Pe ieri nu-l mai interesează cine îl aude. Pe Iair nu-l mai interesează dacă sunt mulți oameni în jurul lui sau sunt oameni puțini. Iair are o problemă. Fetița lui e bolnavă și știe că singurul care se poate atinge de fetița lui este Domnul. Și are o rugăciune neobișnuită. Se aruncă la picioarele lui Isus. Dragii mei, atunci când noi ne rugăm lui Dumnezeu, atunci când noi ne rugăm lui Dumnezeu, vreau să vă spun că noi ne smerim înaintea Domnului. Când noi ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ne smerim înaintea Domnului și spunem că suntem neputincioși, că suntem limitați, dar avem un Dumnezeu atotputernic care poate totul, știe totul și cunoaște totul. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră, dragii mei, este un semn de smerire a noastră înaintea lui Dumnezeu. Noi ne rugăm lui Dumnezeu, dar în același timp ne smerim spunându-i Domnului, Doamne, eu nu pot, dar știu că tu poți totul, așa cum zice eu în capitolul 42, cu versetul 1, dar știu că tu poți totul, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Asta e rugăciunea pe care o dorește Dumnezeu. O astfel de rugăciune a avut ea ieri. Nu scrie în Biblie, vreau să cred. Poate au fost ani întregi în care ieri a învățat pe evrei cum să roage, cum să se închine lui Dumnezeu. Și iată-l acum, aruncându-se înaintea Domnului. Și bine a făcut că s-a aruncat. Pentru că în timp ce el ieri s-a coborât înaintea lui Dumnezeu, s-a smerit înaintea lui Dumnezeu, Hristos Domnul, și-a făcut timp pentru el. Și avea să-l asculte. E bine, dragii mei, credința care îl aduce pe Isus la noi acasă, la mine acasă și la tine acasă, întâi de toate implică rugăciune. Întâi de toate implică rugăciune. Și Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm. Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm. Îmi place așa de mult, citeam aseară Cartea Iov. Știți cum începe Cartea Iov? Cartea Iov începe cu rugăciunea lui Iov. Și zicem, mai extraordinar, cetată extraordinar. Știți cum se sfârșește cartea Iov? Știți cum se încheie cartea Iov? Tot cu rugăciunea lui Iov. Începe cu rugăciune cartea Iov, cu rugăciunea lui Iov pentru fiii săi, spunea Biblia că avea obicei să aducă pentru fiii săi o ardere de tot, ori de câte ori aceștia se întorceau de la petrecere. Iov n-avea obiceiul să-i întrebe pe fiii săi cine a cântat la petrecerea voastră. Cum a fost mâncarea? A fost bună? N-a fost, fost bună? Ce, ce fel de invitații ați avut pe la petrecere? Nu Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iov era preocupat să-și sfințească fie să-și casa, să-și sfințească fiicele și fiii, pentru că zicea Iov, s-ar putea ca fiii mei în toiul ospățului, al banchetului, al chefului și al petrecerii, prin muzica care era acolo, prin ceea ce făceau acolo, s-ar putea ca fiii mei să supere pe Dumnezeu. Ce ziceți, a gândit bine Iov? Și a avut un obicei bun. Și se încheie cartea Iov tot cu rugăciune, cu rugăciunea lui Iov. Credința care îl aduce pe Iisus la tine acasă și la mine acasă implică rugăciune. Implică rugăciune. S-ar putea să nu-ți poți aduce soțul la biserică. S-ar putea să nu-ți poți aduce copiii la biserică. S-ar putea să nu-ți poți aduce vecinii la biserică. Dar poți să-l aduci pe Iisus în casa ta și pe strada ta. Cum? Rugându-te. Doamne ajută-ne! În al doilea rând, dragii mei, credința care îl aduce pe Isus la noi acasă, dă ocazie, oportunitate, șansă și altora să se apropie de Domnul. Mai zic o dată, credința care îl aduce pe Isus la mine acasă, dă oportunitate, ocazie și altora să se apropie de Domnul. Auziți ce spune cuvântul Domnului în versetul 43 și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii fără să o fi putut vindeca vreunul. Problema acestei femei, dragii mei, depășea de multă vreme puterea și competența medicilor. Știm despre Luca că el era doctor înainte să se întâlnească cu Domnul. Și când ne zice Luca despre femeia aceasta că și-a cheltuit toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul, îl credem pe Luca. Dacă un doctor zice asta, îl credem. O femeie condamnată pentru tot restul vieții ei, fără viață socială și fără viață spirituală. Din pricina bolii de care suferea femeia aceasta, trebuia să stea tot timpul vieții izolată de restul societății și al comunității. Deoarece dacă ar fi intrat în contact cu comunitatea din vremea aceea, potrivit rânduielilor care erau atunci, în poporul Israel, femeia aceasta i-ar fi făcut și pe alții necurați iar fi contaminat și pe alții. Și era condamnată femeia aceasta, era o femeia aceasta să-și ducă tot restul vieții ei dacă nu va fi vindecată într-o viață fără, fără impact social. Nu numai atât. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre femeia aceasta că 12 ani de zile a dus așa. Nu numai că n-avea dreptul la viață socială. Al doilea lucru pe care îl observăm la femeia aceasta, n-avea dreptul sau nu se putea bucura nici de viață spirituală. 12 ani femeia aceasta n-a intrat nici într-o sinagogă. 12 ani femeia aceasta n-a auzit nicio cântare și nicio predică în biserică. 12 ani femeia aceasta n-a putut să calce, să se închine în templul lui Dumnezeu pentru că era necurată. Și gândiți-vă ce viață a avut femeia aceasta. Gândiți-vă cât de tristă era viața aceasta acestei femei. Și până acolo a ajuns, spune cuvântul lui Dumnezeu, că și-a cheltuit toată averea cu doctorii. Ore întregi pe la spitale, trimisă de la un medic la altul, drumuri peste drumuri, recomandări peste recomandări, specialiști peste specialiști, doctor peste doctori, medici peste medici și spune cuvântul lui Dumnezeu, timp de 12 ani nu s-a găsit niciunul să o vindece. Și era la capătul puterilor. Fără viață socială, fără viață spirituală și fără viitor. Ce dramă, ce tragedie, ce durere. Dar se întâmplă ceva. Pe drumul ei, pe drumul ei, într-o zi trece Isus. Haleluia! Haleluia! Pentru că a trecut și pe drumul vieții mele și pentru că a trecut și pe drumul vieții tale. Și suntem aici în această seară pentru că la un moment dat și noi, ca și femeia, a trecut Hristos pe lângă noi. Eram la capătul puterilor. Eram robiți, eram în pofte, în patim și în păcate. Eram mai diavolului și al lumii, dar a trecut Hristos pe lângă noi. Ne-a întins mâna, ne-a dus în casa Lui, ne-a făcut ai Lui și ne-a dat viitor și nădejde. Binecuvântat să fie numele Domnului. Trece Iisus prin satul ei. Trece Iisus prin cetatea ei. Trece Iisus prin localitatea ei. Și femeia aceasta își spune, e momentul meu. 12 ani am încercat-o la toți medicii. 12 ani mi-am cheltuit averea. Probabil că avea avere multă din moment ce și-a permis, a avut de unde să cheltuiască. S-a uitat la conturile din bancă și a văzut că sunt pe minus. Probabil că mai avea și datorică. Știți dumneavoastră când se întâmplă să treci prin încercare și ce fac oamenii când sunt bolnavi. Se împrumută dacă nu mai au bani. Și-a spus femeia aceasta, e momentul meu. E ocazia mea, e oportunitatea mea. Trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe strada mea, trece Iisus prin cetatea mea, trece Iisus prin localitatea mea. E ultima speranță care mi-a mai rămas. E ultimul lucru pe care vreau să-l mai fac. Și dacă nu merge nici cu asta... răspunde spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a apropiat pe dinapoi în versetul 44. Luca nu spune, dar spune Marcu că și-a zis. Și-a zis. A vorbit cu ea. Așa cum avem fiecare dintre noi momentele noastre când vorbim cu noi înșine. Nu putem să vorbim cu fratele, nu putem să vorbim cu sora, nu putem să vorbim cu prietenii, nu putem să vorbim cu nimeni, dar avem momente când vorbim cu noi. În toi de noapte, în mijlocul dramelor prin care trecem uneori, în mijlocul furtunilor care vin peste viața noastră, avem momente când vorbim cu noi. Vorbim adeseori cu oamenii și se dovedește adeseori că vorbim degeaba. Sau că vorbim și oamenii dau neputincioși din umeri și nu ne pot ajuta. Avem momente când vorbim cu noi. Și femeia aceasta spune Marcu că și-a zis. Și-a zis. Măcar să vă pot atinge de haina Lui. Aleluia! Aleluia, slăvit să fie Domnul! Și -o spune Biblia că s-a dus pe dinapoi și s-a atins de Isus. Și s-a atins de Isus. Și în momentul în care s-a atins de Isus, a fost vindecată, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Pentru că atingerea Lui Isus Hristos schimbă viața noastră. Atingerea Lui Isus Hristos schimbă situațiile din viața noastră. Atingerea Lui Isus Hristos aduce vindecare în viața noastră, aduce vindecare în familia noastră, aduce vindecare în biserică. Atingerea Lui Isus Hristos are putere, slăvit să fie Domnul! De vreo patru ori se repetă cuvântul sau chiar cinci. Cine s-a atins de mine? Întreabă Domnul. Cine s-a atins de mine? S-a atins cineva de mine? Și în versetul 47, femeia s-a atins de el și s-a văzut dată de gol, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, vreau să spun în această seară, că atunci când ne exprimăm credința cum a făcut ieri Iair și-a exprimat credința, credința lui l-a făcut pe Iisus să vină cu el acasă. Atunci când ne exprimăm credința, când ne trăim credința, dragii mei, cei din jurul nostru au oportunitatea și ocazia să se apropie de Iisus. Înțelegeți ce zic eu în această seară, frații mei? Înțelegeți ce zic? Când ne trăim credința la standardele la care ne cheamă Dumnezeu, când ne trăim pocăința și viața așa cum ne vață Dumnezeu în Scriptură, cei din jurul nostru au ocazia să se apropie de Isus. Și veți întreba cum? Știi cum? Uitându-se la viața ta și la viața mea și spun, bucuria pe care o ai în inimă, aș vrea să am și eu. Pacea pe care o văd pe fața ta și în familia ta, aș vrea să o am și eu. Am bani, am afaceri, am relații, dar n-am pace. Am prieteni peste tot, în dreapta și în stânga, dar îmi lipsește pacea. Mă uit la tine și văd pace pe fața ta, văd pace în familia ta, văd pace în căminul tău, în casa ta, văd pace în gospodăria ta. Mă uit la tine și vreau să fiu ca tine. Când ne exprimăm credința, dragii mei, oamenii din jurul nostru, au ocazia să se apropie de Isus. Dar când trăim o viață slabă din punct de vedere spiritual, când una suntem la biserică, când predicăm tare de la învoanele bisericii și strigăm tare de la învoanele bisericii, dar după ce ajungem acasă suntem oameni diferiți, cu totul diferiți. Cei care se uită la viața noastră, la familia noastră, cei care se uită la noi, cei care se uită la felul în care cântăm aici și strigăm afară, cei care se uită la felul în care predicăm aici și mințim afară, cei care se uită la felul în care ne ridicăm mâinile aici și facem tot felul de dedesubturi afară, vor spune niciodată nu vreau să fiu ca voi. Dar atunci când ne exprimăm și ne trăim credința, atunci când punem credința noastră să lucreze în viața noastră și lăsăm controlul vieții noastre Duhului Sfânt, vor fi oameni care vor vrea să se apropie de Dumnezeu. Vor fi oameni care vor deschide, vor căuta ușa bisericii. Vor fi oameni care vor pune mâna pe telefonul păstorului, pe telefonul tău și al tău și vă spune Când aveți rugăciune? Când aveți biserică? De ce? Vreau să vin și eu la biserică. Dar ce s-a întâmplat? Am văzut credința ta ieri. Am văzut credința ta. Tu n-ai putut să-ți să duci fica la Isus, dar am văzut că a venit Isus la tine. L-am văzut pe Isus în tine, ieri. L-am văzut pe Isus în casa ta. L-am văzut pe Isus în viața ta. L-am văzut pe Isus în cuvintele tale. L-am văzut pe Isus în felul în care te îmbraci și mă îmbrac. L-am văzut pe Isus în felul în care te raportezi la viața și la lumea aceasta. L-am văzut pe Isus și am nevoie de Isus. Când ne exprimăm, dragii mei, credința în felul acesta, sunt oameni în jurul nostru care vor vrea să se apropie de Domnul. Și apropierea de Domnul, și atingerea de Domnul aduce vindecare, slăvit să fie numele lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. E bine să-l aduci prin credință pe Isus la tine acasă? Vrei asta? Vrei să-l aduci pe Isus prin credință la tine acasă? Eu vreau și cred că toți vrem de aici, slăvit să fie numele Domnului. A treia lecție pe care o învățăm în această după masă, frații mei, e că atunci când prin credință l aducem pe Iisus la noi acasă, adeseori credința este intimidată de către oameni. Adeseori credința este intimidată de către oameni. Vreau să citesc versetul 49. Uite ce spune Domnul lui Aier. Pe când vorbea el încă, uite ce se întâmplă de fapt, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, Fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Cu alte cuvinte, îi spune lui ieri, auzi ieri, nu mai merită. E prea Târziu. E prea Dacă ar fi venit Domnul mai devreme un pic, dacă ar fi ajuns Isus 5 minute mai devreme, poate s-ar mai fi putut face ceva. Sau poate dacă ai fi dus-o tu pe fetița ta la Isus, poate s-ar fi putut face ceva. Auzi ieri, nu-l mai supăra pe învățătorul. Nu se mai poate face Nimic. Dacă s-ar fi putut ceva face, ar fi fost până acum. Dacă s-ar mai fi putut face ceva pentru fetița ta, e câtă vreme ea mai era în viață, poate mai era șansă. Ascultă-i, Ier. Nu se mai poate face nimic. Cum ați numi un astfel de om? Omul care încurajează credința. L-ați numi un om care încurajează credința frații mei? Așa zic și eu așa zic și eu. Nu e așa că l-am numit om care descurajează și care intimidează credința? Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun că genul acesta de oameni sunt pretutindeni acolo unde sunt oameni care au credință adevărată. Totdeauna vor fi oameni care vor veni și îți vor spune, auzi, de ce te-ai pocăit? De ce te-ai pocăit? Nu vezi că toți se întorc împotriva ta? Nu vezi că ți-ai pierdut prietenii? Nu vezi că ți-ai pierdut serviciu? Nu vezi că ți-ai pierdut influența și relațiile? Nu vezi că ți s-a restrâns cercul de cunoscuți? Nu vezi că toți o iau pe dreapta și pe stânga când se întâlnesc cu tine? De ce te-ai pocăit? Ba mai mult, nu vezi că de când te-ai pocăit parcă nimic nu-ți mai merge bine? Nu vezi că parcă toate sunt împotriva ta? Nu vezi că parcă încercări după încercări, lupte după lupte, lovituri după lovituri, de ce te-ai pocăiet. Oameni care au menirea să-ți descurajeze credința. Vreau să întreb în această seară, este cineva aici care a trecut prin astfel de momente și s-a întâlnit cu astfel de oameni? Oameni care l-au descurajat în credință? Care a spus? La ce să te mai duci la biserică? La ce să te mai duci la pocăiți? La ce să te mai duci? La ce să mai cânți? La ce să te mai rogi? Și să ne ierte Domnul, frații mei, dar poate sunt și în bisericile noastre oameni din aceștia. Nu te mai ruga. Nu mai posti. Nu te mai osteni atâta. E bine, dragii mei, vreau să spun că atunci când suntem intimidați și descurajați în credința noastră, în momentul acela intervine Isus. Și a patra lecție pe care o învățăm în această seară este că credința care l aduce pe Isus la mine și la tine acasă este întotdeauna în atenția lui Dumnezeu. Este întotdeauna în atenția lui Dumnezeu pentru că în versetul 50 cuvântul lui Dumnezeu spune așa Dar Isus, când a auzit lucrul acesta a zis fruntașului sinagogii Nu te teme, crede numai Și vreau să lași versetul acesta și vreau să spun împreună cu mine, chiar dacă nu cu voce tare în seara aceasta, este acest cuvânt e pentru tine. E pentru tine care te ești singur de multă vreme. E pentru tine care te simți la capătul puterilor. E pentru tine care te simți abandonat și abandonată. E pentru tine care te simți învăluit în tot felul de legături și lupte. E pentru tine care ai rămas dezamăgit, descurajat de oameni. Pentru tine e cuvântul acesta. Nu te teme, crede numai binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Credința care l aduce pe Isus la mine și la tine acasă e în atenția Lui Dumnezeu. E în atenția Lui Isus. Nu contează ce spun oamenii. Iair. Nu contează ce spune cel din casă Veștile acestea sunt vești rele. Au rolul să te intimideze și să mă intimideze. Dar Isus spune, nu te teme. Crede numai. Trăim într-o lume, dragii mei, în care tot mai mult auzim: Nu mai are rost, nu mai merită. De ce să fac asta? E bine, vreau să spun în această seară: Se merită. Se merită să cred. Se merită să lupt. Se merită să mă rog. Se merită să mă înfrânez. Se merită să trăiesc frumos. Se merită să nu particip la potopul de desfrâu la care participă lumea. Se merită să umblu cu Hristos, Domnul din tinerețe și până la bătrânețe se merită. Se merită să stau în compania oamenilor neprihăniți. Se merită să stau cu cei disprețuiți și cei marginalizați. Se merită să stau cu cei care sunt socotiți nebuni și hapnotici. Se merită să stau cu cei care sunt considerați pleava societății. Se merită să stau lângă Hristos, Domnul. Se merită. Slăviți să fie numele Lui Dumnezeu! Și în această seară Hristos Domnul îmi spune, nu te teme, crede numai. E moarte în casa ta? E supărare, e deranj, e furtună, sunt vise năruite, așteptări neîmplinite în casa ta. Îți spune Hristos în această seară, nu te teme, crede numai. Ești la capătul puterilor, după multă, multă vreme de rugăciune și spui, Doamne, mai are rost să mă rog? Doamne, mai are rost să mișlocesc. În seara aceasta, Hristos, Domnul spune, nu te teme, crede numai. O, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Capitolul 14 din Exod spune cuvântul Domnului. Moise a scos pe Israel din Egipt și au pornit pe drumul care duce spre pustie. A făcut un drum bun până când Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon a zis, ce-am făcut de-am lăsat pe poporul lui Israel să plece? și spune cuvântul lui Dumnezeu și-a pregătit carele de război cei mai iscusiți și-a o oștași și-a pornit pe urmele lui Israel, pentru că se vedea urmele poporului Israel prin pustie. I-a ajuns când erau campați, tăbărâți lângă Marea Roșie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, ăștia tocmai se pregăteau să țină un picnic acolo, se pregăteau să țină un mic dejun, erau osteniți de drum și pregăteau să-și desfacă merindea și să mănânce acolo. Când se uită unul dintr-o dată în spate și vede un colb mare, un praf care se ridică și începe să se spăimânte, pentru că praful acela mare era praful oștirii lui Faraon. Și încep să țipe în față Marea Roșie și în spate egiptenii și am spune și au spus ei, situație fără ieșire. Moise, ne-ai scos din Egipt să ne facem morminte aici în pustie. Ar fi fost mai bine acolo, la oalele noastre, lângă straturile noastre, lângă corturile noastre, acolo, făcând cărămizi lui, lui Faraon până ne-am îmboțit de spate, iertați-mi expresia, ar fi fost mai bine acolo. Și zice Dumnezeu, îi zice lui Moise, ce se aude în tabără? Ce se aude în tabără? Îmi zice Dumnezeu prin Moise, ce rost au țipetele sau strigătele aceștia. Spune poporului să pornească înainte. Tu ridică stoiagul spre mare și eu am să despic marea și poporul lui Israel va trece prin mijlocul mării ca preuscat. Așa a făcut Dumnezeu. Așa a făcut Dumnezeu. Și a spus Dumnezeu în ziua aceea, fil, -a, -a, a, soldații pe care, a, egiptenii pe care îi vei vedea astăzi, nu îi vei mai vedea nici. nici odată. Așa a fost, frații mei. Pentru că avem un Dumnezeu care poate totul. Credința ta e în atenția Lui. Credința mea e în atenția Lui. Chiar dacă sunt oameni care vor să ne descurajeze, să ne intimideze credința. Hristos, Domnul, ne spune în această seară, indiferent de impasul din viața ta, indiferent de situația din viața ta, indiferent de cât de gravă e situația în care te afli, indiferent cât de mult sau puțin sunt oamenii de lângă tine, Iisus spune în seara aceasta, să nu te temi. Haleluia! Să nu te temi. Vreau să mă apropiu de încheiere cu mesajul meu și vreau să vă spun ce s-a întâmplat în casa lui Iair când a intrat Domnul acolo. Am văzut ce a presupus această credință a lui Iair care îl aduce pe Iisus în casa lui. Și acum iată-l pe Domnul în casa lui Iair și se întâmplă trei lucruri frumoase acolo. Trei lucruri frumoase. În primul rând, atunci când Domnul Iisus Hristos ajunge și intră în casa lui Iair, el face curățenie. El face curățenie. Citeze la versetul 51. Când a ajuns la casa fruntașului, el, Domnul, n-a lăsat pe nici unul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a ci doarme. Versetul 53. Ei își băteau joc de el că știau că murise. Versetul 54, dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Când Iisus intră în casa lui Iair, el face curățenie. Și fiți atenți ce curățește Domnul în casa lui Iair. Hristos, Domnul în casa lui Iair, face curat, scoate afară pe cei care făceau zarv acolo pe cei care făceau ceartă acolo. Spune Biblia că în, în, casa lui Iair era plânset și bocet. Era plânset și bocet. Și Domnul Iisus Hristos intră în casa lui Iair și scoate, scoate zarva afară, scoate bocetul afară, scoate pe cei care făceau deranj acolo. Când Iisus intră în casa mea și în casa ta, știi ce face? El vrea să facă curat. El vrea să facă curățenie în casa mea. Îi să facă curățenie în casa ta, indiferent care ești aici. Întrebarea este, îl lași? Îl lași să facă curățenie în casa ta? Îl lași să scoată afară? Îl lași să dea Domnul afară lucrurile din, spunea, spunea Iacov, când și-a chemat familia să se urce la Betel, să se închină, să se închine Domnul. Știți ce a zis Iacov? Scoateți afară Dumnezeu străini. Și spune Biblia că ăștia au scos Dumnezeu străini. Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că Iacov a făcut o groapă. Și ce a pus în groapă? Și ce a pus? Ce a scos afară? Dar de ce a făcut groapă? Nu v-ați întrebat de ce a făcut groapă? Vă spun eu, ca să nu se mai împiedice vreodată de ei. Că dacă i-ar fi pus acolo la pragul ușii, frații mei, uite așa, la pragul ușii, da? să-i scoată afară, de să-i pună la pragul ușii, de fiecare dată când intrau și ieșeau, se împiedicau în, în Dumnezei străin. Dar Iacov a făcut o groapă. Și a zis, no, facem groapa cât mai adâncă. Aducem buldo excavatorul, săpăm, aducem macaraua, facem groapă din aia, 2 metri minus, mai... și bunem acolo. Să nu ne mai împiedicăm în ei. Să nu ne mai împiedicăm în ei. Dumnezeu vrea să facă curat în casa ta și în casa mea. Accepți asta? Să spune, Doamne, noi vrem minunile tale, dar să faci curat în casa mea, să faci curat în viața mea. Doamne, asta e cam dureros. nu e așa? Surorile știu așa de bine. Când faci curat într-o casă, începi să muți piese dintr-un loc în altul. Tragi dulapul, muți masa, dai jos draperia, se mai sparge cât un bibelou, cât un pahar. E deranj în casa în care se face curat. E deranj. Dar după ce se face curat în casa aceea, intri și spui, spune soțul, extraordinar, Bă, ce bine miroase. Dar cu ce ai dat? Ce ai făcut? Și săraca o stenită după șase ore de muncă spune, toată ziua am făcut curat. Și ea singură face curat, ea numai singur. Noi, noi o ajutăm să facă curat, așa în, fel, în sensul că aducem murdăria, dar ea face singură curat. În casa în care Domnul intră, vrea să facă curat. Îl lași să facă curat. Tu știi cel mai bine ce trebuie să scoți afară din casa ta. Și eu știu cel mai bine ce trebuie să scot afară din casa mea. Dar vreau să spun, minunea se întâmplă după ce întâi Domnul face curat în casă. Al doilea lucru care se întâmplă când Domnul intră în casa lui Iair, el aduce familia împreună. Spune Biblia că a luat pe tatăl și pe mama fetei, spune cuvântul Domnului, și a intrat acolo unde era pusă fetița. Când intră Hristos în casele noastre, el pune familia împreună. Dar când intră lumea în casa noastră, familia se destramă. Familia se dezbină. Familia unul vrea într-o parte, celălalt vrea într-alta. Fiecare cu televizorul lui, fiecare cu telefonul lui, fiecare cu smartphone-ul lui, fiecare cu device-ul lui, fiecare cu camera lui, fiecare cu ale lui. Când intră lumea în casă, familia se dezbină. Dar când intră Hristos în casă, familia e pusă împreună. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie numele Domnului! N-ai vrea să intre Hristos în casa ta? Să pună familia împreună! Că poate nu știu, sunt lucruri care au dezbinat familia, au despărțit familia. Fiecare vrea cu ale lui, fiecare și-are pretențiile lui, fiecare și-are ambițiile lui, fiecare și-ale pe ale lui. Dar când vine Hristos, Domnul, ia și pune împreună. Frații mei, ne vrea Hristos împreună, mai mult ca oricând. Ne vrea Hristos împreună, în casele noastre, înainte de a fi împreună în Biserica Domnului. Înainte de a avea rugăciuni ascultate în Biserica Domnului, semne și minuni și lucrări extraordinare, dragii mei, în familie, ne vrea Dumnezeu împreună. Înțelegeți asta? Acolo cu soțul și cu soția și cu copiii, să fim împreună. Îmi place așa de mult cuvântul acela din Ezechiel când spune cu Domnul, caut un om care să stea în spărtură și ce să facă? Să înalți un zid. Acum, zidul cum era? Dărâmat. Vreau să întreb, e ușor să construiești ceva ce-i dărâmat? Greu. Greu să construiești ceva ce-i dărâmat. Trebuie să dai mulozul la o parte, să i mistria, să dai cei rău la o parte. greu să construiești ceva ce-i dărâmat. Parcă e mai ușor să construiești așa, dacă Hristos zice, caut pe cineva, caut să înalți un zid, caut să înalți un zid și un om care să stea în spărtură. Și spune cuvântul lui Dumnezeu despre Ilie, omul lui Dumnezeu, că adresa altarul Domnului care era dărâmat. Extraordinar. Ilie nu s-a rugat pentru foc până nu întâi adresa altarul Domnului care era dărâmat. Nu s-a rugat pentru foc. Adresa altarul Domnului și apoi spune cuvântul Domnului, s-a rugat pentru foc și Domnul a răspuns prin foc. Slăvit să fie numele Domnului. Apropiu de încheiere, când eram la Timișoara, la ora 8 automat se închideau slujbele pentru că plecau tramvaiele și frații nu prea mai aveau cu ce pleca acasă. Aici nu sunt nici tramvaie, nici firobuze, fiecare suntem cu mașina. Mai poposim 5 minute în casa Domnului și Domnul să ne binecuvinteze. Al treilea lucru care se întâmplă când Iisus intră în casa, fariseu, în casa lui Iaier e că acolo are loc minunea și vindecarea. În casa lui Iaier, nu numai că se, Domnul face curat, în casa lui Ayer nu numai că Domnul pune familia împreună, în casa lui Ayer este viitor și viață. Este viitor și viață. Pentru că acolo unde intră Hristos Domnul, El aduce viață. El aduce viață. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Nu înțelepciunea noastră, frații mei, nu priceperile noastre și nu eforturile noastre. Hristos Domnul, El e Domnul vieții. E Domnul vieții mele. E Domnul vieții noastre. Este Domn peste creația sa, este Domn peste biserica sa, este Domn peste viețile noastre. El este Domnul și acolo unde este Domnul, este viață. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Ai vrea să vină Iisus în casa ta? Ai vrea să-L aduci pe Iisus în casa ta în seara aceasta? Ai vrea să intre El acolo în casa ta și să repare, să schimbe lucrurile, să transforme, să vindece, să tămăduiască? Vrei să vină Domnul în casa ta? Știi că și El vrea? Binecuvântat să fie numele Domnului. Și El vrea. Și dacă vrem să vină Domnul în casa noastră, am vrea să-i spunem acum, Doamne, ajută-ne să avem o credință care să te pună, Doamne, în mișcare. Ceea ce îl pune pe Domnul în mișcare este credința noastră este credința noastră. O, Doamne, vrem să avem o credință care să se vadă. O credință care să te aducă, Doamne, în casele noastre și în viețile noastre. Și în viețile cât mai multor oameni să avem credința lui Ier. O credință care îl aduce pe Iisus la tine și la mine acasă. Slăvit să fie Domnul! Fratele Adi, îmi permite, vreau să ne ridicăm pe picioare și aș vrea să facem o rugăciune înaintea Domnului. Să avem rugăciunea aceasta să-i spunem Domnului: Doamne, mărește-mi și credința mea. Lucrează, Doamne, în viața mea o credință mai mare. O credință care să te onoreze pe tine, Doamne. O credință care să o vadă oamenii, să o vadă cei din jurul tău și din jurul meu. Și prin credința aceasta, Doamne, să lucrez în casa mea și în viața mea. Hai să ne rugăm Domnului și Dumnezeu să ne asculte. Amin.